îmi place mult ce fac. O fac și pe bani foarte mulți. Păi de asta v-am întrebat că renunțați. Ce înseamnă plata acasă și mai ales o fac pe perspectiva unei pensii la un mandat făcut. Parlamentul European îți asigură o pensie de 1550 de euro. Deci renunț la toate astea dacă voi câștiga primăria capitalei, pentru că am adunat atâta experiență încât aș vrea să o pun la dispoziția Uniunii Europene, la dispoziția Bucureștiului. Gândiți-vă doar că sunt 80 de miliarde de euro alocați de atras, așa e. Care prioritate vor avea proiectele care reduc poluarea. Câte proiecte nu se pot face în București, știu cum pot fi accesați banii, știu care e calea, știu care e drumul, știu care sunt soluțiile. Ar fi păcat să nu valorific experiența asta în țară. Mi s-a părut că am o datorie. Am înțeles. Poate părea ridicol și demagogic, dar nu e așa. Asta am simțit. Domnul președinte. Și asta mi-a justificat intrarea în competiție după ce PMP-ul a fost respins. Aș fi avut încredere că și Nicușor ar putea să facă lucruri foarte importante. De asta l-am susținut. Dar în momentul în care PMP-ul a fost aruncat din alianță în ultima clipă, deși de luni de zile se știa că vom fi într-o alianță de dreapta, mi s-a părut și acesta un lucru anormal, incorrect. E incorrect. Noi ne-am apucat de strâns semnături pentru candidatul Băsescu al altăieri. Da, 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 știu, știu. Sigur, știu. Sigur le-am strâns. Sigur, eram pregătiți pentru altfel de campanie, nu pentru campanie singuri. Ne-am reorientat, ne reglăm tirul. N-a fost corect ce s-a întâmplat. Dar și acesta a fost un factor care a determinat intrarea mea în competiție. Dacă Nicușor Dan rămânea candidat unic, l-aș fi susținut cu toată deschiderea. Sunt convins și ați și spus, da. Credere în logica unui profesor de matematică. Este singurul argument pe care l-am, altfel nu l-am văzut la treabă, dar un profesor de matematică nu poate fi decât logic. Ați mai ajutat un candidat, acum nu vi spun eu că îi fac reclamă. Domnul președinte, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Vă urez succes și aștept să vedem cât se împlinește din ceea ce ați anunțat în seara asta. Seară plăcută. Domnul Alexandrescu, permiteți-mi să vă spun un lucru înainte de a ieși din emisiune. Sondajul pe care îl prezentați este depășit. Îl știu și pe ăla care l-a prezentat Gușească, aveți 24%. Ca să vedeți că sunt la curent, deci nu l-am prezentat, ăla că e un barometru periodic. Gușe a lansat unul astăzi, dar a greșit că n-a spus cine a făcut sondajul. Știu că aveți 24% în sondajul ăla. Despre asta vorbiți, nu? Nu, vorbim despre... Nu vorbesc despre acest sondaj. Doar v-am spus că acela e depășit. Am înțeles. Ce avem noi sunt sondajele de casă pe care le folosim și care ne dau optimism. Și cât aveți acolo? Doar nu dăm banii ca să dăm informațiile. Am înțeles. Încă o dată vă mulțumesc mult, seară plăcută și mult succes. Seară bună. Numai bine.